Ei, cam atât pentru astăzi cu cosătoarea. Ia uitați, aici am tuns, am ras, am barberit. L-am lăsat pe vecinul să continue el activitatea. O să las un pic aici să se usuce tocătura asta și o să o strâng pentru oiți. O să scot și fasolea, că e de acu' uscată, e gata. Și așa, astea pentru sămânță, aici nu strângem. Că nu știu dacă o să iasă ceea ce a fost anul ăsta, pentru că vă dați seama că e modificată genetic toată. De aici o să culegem ceva bobi și o să facem un ciolan cu deșa fumat, cu un pic de bob de ăștia de fasole, că o să iasă ceva deosebit. Da. Ei, ia să vedem noi. Cred că o să scot niște cartofi mov. Dacă tot am muncit astăzi la cartofi, să scot niște cartofi de aia mov, să facem o garnitură, niște cartofi natur, la niște sturion. Da, prăjit. La grill vedem noi cum o fi. Ia uitați pe aici, pe deasupra aici sunt cartofi. Cum eu o luat cosătoarea. Acum să văd pe unii caut. Eu știu că a fost un rând de cartofi mov. Mov lila. Mov lila. Hai, doamnă, să vedem dacă găsim niște cartofi mov, să facem garnitură la sturion. Astea sunt la culoarea pământului. Nici nu zici că-s cartofi. Opa, îi tai. Mâncați. Hei, ce m-am spăriet. Floricel. Deci era... Eu și nu mănâncă cartofi, ia. Are cuib acolo. Da, eu te are cuib aici. L-am stricat cuibul, ia. Cum l-am nimerit eu aici? Dar și m-am spăriet. Da, că i-am stricat treaba. El mânca aici la cartofi, n-avea nici o treabă, da? Fără așa goi, oare nu-i trebuia și lui o leacă de friptură și ceva la cartofi ăștia? Ia să vedem. Nici nu-i cunoște ăștia, nici trebuie să fii foarte atent că să confundă cu pământul. Sunt, da. Sunt mărunți, da? Mergi. Fiați colo, îți deosebiți. Ia uite. Trebuie să mă învăț să scot cartofi, că am uitat de anul trecut. Unde-s cartofi? Pus? Sunt mâncați? Picioare? Nu prea sunt. Nu prea sunt, ce să-i faci? Astea-s cam pretențioși, cam sensibil. Ori îi dau eu cu tot cu pământ. Le-a spus, dau eu de acasă. Mov? Da. Ai tu? Da. Cum faci concurență cu mine? O faci de rușine? Da. Trebuie să stai din gură să nu știi lumea că nu ești. Că tu ești mai vrednică decât mine. Vrednică. Sunt mari la tine? E, nu prea mari. E, dar destul astea. Destul. Alege. Opa, adie, băi, cam și eu. Uite, ole. Acum, stai, stai, stricat. Ia. Mă facem acum. M-ai făcut, după ce m-ai făcut de râs. Ia. Uite, ia. Cred că n-am dat ce trebuie să fie. Ia. Gata, s-a terminat cu lauda. Hai că am și eu și vorbesc, uite, am fost o găletă, uite, din 10 metri. Hai de o porție. 10 metri de rând. Ei, dacă erau așa, erau frumoși, ia. Da, cel puțin. Ei, uite, și vorbesc, ia vin de o mâncare, dacă e bun. Mai sunt aici, în pământurile astea care nu-ți cunosc. E umed și aproape că nu le vezi. Da, hai că merge cu studiul. Hai că nu mai pot, și ieși pe mine. Într-un târziu am reușit și am pus și cartofii la fiert aici, în apă cu sare, așa în coajă, ca să se păstreze în ei toate vitaminele. Și n-am fost hotărât, domnule, cum să facem peștele, că am văzut tot felul de comentarii, că dacă îl pui în air fryer, nu știu, și radiația are și scare când mănânci peștele și ala scade părul de pe limbă.
Când îl pui la microunde, nu știu, și iarăși se mai întâmplă. Dacă îl prăjești în ulei, iar nu-i bun. Că nu știu, și grăsimi vegetale conține. Dacă îl pui pe grătar, are gudroane. Dom'le, eu am zis că nu o să mai mănânc nimica. Nu o să mai mănânc, nu-i așa, doamnă? Da, auzi, așa m-am amuz niște comentarii. Numai roșii cu sare, mănânc. Da, așa și ele. Nu, dar nu, sarea nu-i bună, că crește tensiunea. Și nici roșii nu-s bune, conține-i copien. Deci absolut nimic. Mai este un bio, nu știu de care, cum îl cheamă pe ăsta, vegetarian, care dă tot felul de sfaturi. Dom'le, nimic nu-i bun pentru om. Ei, acum noi prăjim, chiar nu ne interesează și comentează și te spun alții, noi să fim bine, să trăim 100 de ani fără reparații capitale. O fi bun așa? Încercăm. Doar mi-e și frică să mai mănânc. Eu știu, încercăm și varianta aceasta. Eu am zis că vreau să trăiesc 100 de ani fără reparații și dacă toată lumea spune că, domne, sunt unii care chiar de frică de moarte. Ia auziți greierii cum s-aud? Ia, auzi, doamnă? E cald. Ia să vedem ăsta, că tot l-ai lăudat tu cum e. Doamne. Păi acum ar trebui pus niște unt pe el. Hai, hai, te rog frumos. Cartofii ăștia mov au niște proprietăți. Vă rog frumos, intrați un pic pe Google și căutați cartofi mov. Să vedeți ce proprietăți. Dar să nu nici cere sămânță, că nu se știe ce iese în pământ. N-avem de unde să dăm. Așa, aici este un usturoi cu roșii și cu un pic de verdeață, iar aici este sturionul. Eh, la această zi, o noapte, cred că este trecut de ora 10, cât-i, doamnă? Da. Da, mai sunt 5 minute și să face ora 22. Da, un pic de unt și cu pâine, pentru că la cartofi, deci n-ar merge mămăriguța. A sosit, domne, și untul. Fuge că e fierbinte, stopește, dar nu-i nimic. Așa, încă o feliuță, doamne. Sare, piper. Sare, piper, sare și numai sare. Da, gata. Și aici opresc filmarea, pentru că vă dați seama cum stau lucrurile. Deja nu mai poți vorbi. Deja s-a umplut gura cu salivă. Nu vă spun mulțumesc pentru atenție, că încă nu-i gata. Videoclipul ăsta o să mai am de muncă să pot să-l termin. După ce îmi pun burta la cali, o să urmez o altă zi, același prieten Mihăiță cu Camelica, o să mai facem treburi. O să scoatem poate și cartofii, vedem. E, după o noapte, a venit iarăși seara, a trecut ziua, a venit seara. Ia uitați aici că deja s-a înflorit tot terenul și n-am avut răbdare și am zis că hai să fac o probă aici, să vedem. Ia uitați, o micuță ca aici. Sunt mai frumoși ca anul trecut. Cartofi. Da. Ia uitați aici. Ia uitați aici. Ia. Nu pot să-i ții în mână. Cred că sunt la o jumătate de kilogram. Sunt frumoși, da. Eh. Să mai lăsă, cred că, vreo zi, ca să se usuce bine pământul. Aici vă coișit o ieșit perfectă, să curați. Acolo, la deal, e mai moale și probabil că... Ia să văd eu, dar nu pot să iau 3 cartofi în mână, numai 2 atâta. Ia să văd că eu și o să iau 3 cartofi în mână. Dom'le, am venit să strângem fasole, că mi s-a făcut poftă de fasole. Mai este niște fasole care e mai crudan așa, boabi, să strângem și cu ciolată. Am găsit pe acolo prin congelator ceva de purceluș și să facem o fasolă cu ciolată. Doamna, unde ești? Stai ascunsă? Aici. Iute, ia, nu poți să-ți îng barabulele astea. Fasole mea care voi ai tu, verde, dar nu... Ia, doamne, vă plac barabulele astea? Ia, da. Ia unul în mână să ies cât are. Faci o tigaie? Cât mâna mea. Eu și aici. Frumoase anul ăsta. Anul ăsta sunt frumoase, da. Da, sunt frumoase. Nu știu, timpul a fost mai prielnic pentru apa. Ei. Dar și-am trecut, le-ai dat apă, dar nu... Nu s-a făcut așa? Cred că dragoste. Nu le-am dat timpul dragoste. Timpul sau sămânța. Ia să vedem, de care dar strânge. Dar nu am înțeles și fel de fasole vrei tu. Din asta verde de strâns? Da, de asta care e verde. De aia verde nu prea este. Auzi, majoritatea e uscată. Luăm de care o fi.
facem cum o facem, numai și cu... Trebuie luată ori verde, ori uscate. Doamne, luăm de care să ne merește. Bun, bucata. Și alea sus, verzi. Alea sus? E acolo, da. Gata, mă spânzur, auzi. Mă ridic eu sus acolo și eu verzi. Ia să văd. Dar n-am ce face, trebuie, că dacă am poftii, am poftii, ia. Moale, să fie, fie de aceeași vârstă și să fie moale, nu? Da. Da? Celălalt e uscat deja. Ia să văd eu. Ia să văd eu dacă reușesc să, să o iau de aia de sus. Mai să-și eu pici colubă câte una. Doamnă, să știi că am greu cu pestrița asta, cu asta verde. Am întârziat. Adevărul e că tu ai zis de vreo săptămână ca să o strângem, da. Dar... Da. Au fost alte intervenții chirurgicale. Da, păi uite, ba cartofi, ba alea, alea, ba nu știu mai ce. Ia să văd eu, aici nu-i de ce e cum, ba? Ba da, este acolo. Da? Să iau de asta până la urmă. Este undeva la mai sus de înălțimea voastră. Ia să văd. Pe aici? Nu. No. Ba, uite aici. Ia să văd. Până la urmă de care o fi, de ce îi faci? Că am scos carnea deja numai. Nu mai este cale de întoarce. Tot cu fasole, că-i bob, uscat, că-i verde, trebuie să o faci. Ia să iau. Dar doar nu pune multe fasole, fasolea numai așa, de design. De umplutură. De umplutură, pune mai multă carne. Dar la urmă iau și de asta mai uscat, așa. Fiarbă mai greu, o să mi-e stecăm la ea, dar n-ai ce-i face. E, nu, trebuie să fiarbă cam la fel. E, auzi, dar nu sunt la restaurant ca să-mi vină client să-mi reclame. Da, la gerendaș. Da, la gerendaș ca să-mi zică că-i tare fasolea, tot. Hai și la Mihaiță, ia mănâncă cum, taci din gură și înghiți. Merci. E, mai găsăm, mă, și acolo. Trebuie să găsăm să facem de mâncare. Bun. La urmă o punem în două turi. Punem întâi ce e uscată. Dar cum să nu? Dar și dar noi ne scurcăm, suntem mândri. Bine, dar așa e uscat, o strâng, nu o arunc. Da, deci rămâne separat asta. Pentru... Cred că e fasole grasă. După cum arată ea. Ia să vedem. Da, e fasole grasă. Ia să vedem. Strângem păstăile. Dar să știi că trebuie să scoată de aici. Trebuie să punem a doua cultură, trebuie să punem mazăre. Să avem masă verde la scurs. Cum ai făcut și toamna trecută. Da. Păi da, n-am avut anul trecut, am avut fasole, auzi, mazări verde, înflorise de acum și când o nins. Știu că a rămas un pâlc care o nins pe el și am cosit-o după și s-o luat zăpada, s-o topit prima zăpadă. Mă, l-au făcut aici la fasole. Și s-o batem cu furca. Ai bătut fasole? Eu nu, am văzut. La tata cum bătea, dar eu nu. A, tu n-ai fost agresiv, adică n-ai dat bătaie. Nu. Da, ai fost cu protecția copilului, da. Da, aici mă, nu trebuie să mai fie nimic. Decât teren care să-l dau cu freza și să semăn. Să se irig imediat ca să crească. Așa că, cum e terenul, cum e terenul, și cartofii, barabuli, acești barabuli. Deci pe vârf care... mai sunt câteva roz. Da. Deci. Oricum, o să scoatem tot de aici, nu rămâne. Acum ne grăbim ca să facem mâncărica. Dar culegi-o pe aia care e verde, nu pe aia uscată. Nu-i... Doamnă, dar nu am și să mai culeg pe aia, mai este în altă parte? Sus. Acolo? Da, eu mă pot burica până acolo? Ia să văd. Da, mă vedeți dumneavoastră cu viarte, da? Eu... Ia să coborâi, arabă-mi viarte. Am pus oara aici și am zis că nu se urcă până acolo, dar vezi, s-a urcat. Asta s-a dus. Deodată s-a uscat. Eu venit timpul, e gata, s-a terminat cu fasole.
doamna, nu mai fac. Nu mai fac fasole, duc la oiță. O pui în sac și la oiță. E, nu cred. O duc la oiță, să știi. Cu așa și greu. Cu de oasă greu. Ei! Ia să văd. Ce vorbești? Uite. Care e uscată, sigur. Da. Ia uite, uite, uite. Rămâne numai aia care a fost verde. Ia să-i mai fac o bătută. Păi, da, acum o sfărâm pe aia care e verde. O să sfărâm, că are... Hai să mai o pun așa ca să nu zici că sunt rău. Ia să-i vedem. Păi, leu, și ei, și uite-o leu. Ia, văd. Ia, mai este câte una care a rămas. Ei, trebuie luată la mână acum. Hai că acum stau să mă odihnesc și o aleg. Ia, uite. Ce vorbim, domnule? Uite. Numai care e o leacă verde a rămas atâta, să știi. Restul, uite, atât e desfăcut. Mai mănâncă oiețele restul. Ia, ia uite aici aia. A, uite acolo fasolea. Ia. Ei, când se usucă toată, e altă treabă, știi? O și faci, mamă, și ies aici și așa. Dar înseamnă că restul așa trebuie, când se uscată toată, făcut în felul ăsta. Da, doamnă. Da, așa se faci. N-ai și-i faci. Asta este gloria. Combina. Da? Da. Revenim. Noua tehnologie. Gata fasolea? Da, stau să o aleg aici și nu o văd. Uite, era plină de pleavă. Uite cum a ieșit ea. Eu intra pe chitate. Uite ce frumoasă ea. Uite ea. Extraordinar. Da, stau să o... Am vânturat-o și gata. M-am vânturat și tu. M-am vânturat-o, aleg. Dai ce vrei să fac. Și așa trebuie să fac baie. Da. Uite. Super. Deci azi două porții. Da. Ok, hai. E, am luat trei barabule de acolo, că mi-era curiozitatea mare să văd cam cât are. Cât te zici că are o cartofă de asta? Ia să vedem cât e acolo. Zero? Da. Ia să vedem. 523 de grame. Jumătate de kilogram. Ia, asta cât are? 462. Dacă dai jos da, dacă... ce mai este... A, 986 de grame. Să mai pui 14 grame de la un cartof, dacă vrei. Barabule la chel. Chel. Da. Ei, dar asta e doar așa începutul. Vedem noi mâine, poi mâine când scoatem care e cea mai mare. Atunci aveți surpriza surprizelor. E bun așa, doamnă?
Da, ideea e să fiarbă, să iasă carnea de pe os. Ce mai este? Că de fapt ai cam... Da, dacă ies așa să porții, nu trebuie mai mult. La noi, doi pensionari... A, uite aici roșii, doamnă. A, uite, da. Ai cu știi lăuda ea. Da, da. Asta-i tot trăsadurile care le-ai adus tu. Păi mergem acum peste o săptămână, numai două, când mergem. Numai că eu fiecare seară le mai spuneam câte una alta, le mai... Deci ați n-ați lucrat, n-ați lucrat cât curat, cum s-ar zice, nu? Acolo mai am câteva frumoase. Ia să văd. Da, uite frumoase sunt aici. Eu le-am acoperit așa, le-am ținut mai mult la dos. Bravo, nu, bravo. Le-am rupt frunze, nu nimica. Bravo. Le-am lăsat așa. Felicitări, mai... O gospodină, hai că e suficient, trebuie să o pun un pic, să o opăresc, să iasă un pic din fumul ăsta, da? Și apoi o punem la fiert curat. Da. Deja fasolea am spălat-o, am pus-o aici și am început să dea în clocot. Din coace, cărnița, oasele, ciolanul. Trebuie să le scot, cred că. Așa. Din coace, roșii, oarele și ceapa. Deja, uitați că am aici așa bucătăreasă care se ocupă cu treaba asta. Să lucrează, domnule, iasă fasolea cu ciolan, să iasă cum trebuie. Soția nu-i place, domnule, eu zic că el vrea să facă în felul ei. Fac un experiment. O zic că pune roșiile întregi aici cu oasele. Ați mai făcut așa ceva, fasole de asta cu roșii întregi și în trei părți, o zic că în trei puncte cardinale. Dar cum sunt punctele la el, nu știu. În trei, nu în patru. Da. Suficient de fierbinte. Nu, vreau să mă folosesc de faptul că am aici niște apă fierbinte. Vai, doamnă. Să dau pielița și jos. Perspicace sunteți și descurcăreați. Vezi că se colorează apa? Păi trebuie să colorez un pic de la fasole. Să schimb. Ești gata, doamnă? Nu știu. Sunt pielițate acum, nu? Facem proba, ca să știu cât trebuie să le... Roșii împielițate. N-am mai făcut așa din astea să le opăresc. Hai, doamnă, că se despielițează. Uite. Nu sunt pielițate. Și nu trebuie foarte mult, că nu știam cât să le las. Ce rapid să duce pielița. Astea sunt roșiile care nu se decojesc așa, fără să le părești. Pentru mai mult sprintează la uscat, că ai văzut că am făcut noi cu aparatul. Înseamnă că le fac așa și pun la borcanele pentru la iarnă. Un pic de sare. E gata, iar ai găsit ocupații pentru roșii. Dar nu mai pun în congelator, că nu mai am loc. Așa, bravo. Borcanele și sterilizăm. Am înțeles, șef. Și-mi dai salată de cubuleță. Chiar uite ce fain să duce. Păi după aia poți să adaugi și vrei la ele. Faci o salată cu ulei, cu ceapă, pui cu mâncare. Verdeață, cu pătrunjel, cu usturoi, cu ce dorești. Aici mai lăsăm un pic și după aia cratim. Aici, ia uitați, fasolia deja și asta și-o schimba culoarea, trebuie și aici așa să o schimbăm și pe asta. Avem treabă, domnule. Pun din nou. S-o învinieță, doamnă? S-o învinieță. E supărare, cred că s-o învinieță. E? Facem două clătiri de astea, iarăși apă, iarăși foc, până ce se face frumoasă la mijloc. Apă caldă, da? Gata, ciolănieșelile, ciolănielele, da, osșoarele. Am dat un clocot pentru... Dar nu prea ieșit, altă dată ieșa mai negru, fost, mai neagră. O fost afumate de un specialist. A, mă scuzați, doamnă. Deci despre ce vorbim. Ieșit... Nu au ieșit gudroane, nu? Văd că le-au mai cioplit ele. Da, mai... da, și bună-i cărnița, și e doar dacă le lăsam goale, dacă nu vinei. Eu sunt foarte pofticios, să știi. Și o trebuie să-mi satisfac poftile ca să nu am probleme până când e gata fasolea. Dar de acum gata, promit că nu mai iau nimic. Oasele se răcoresc. Aici fasolea e pusă iarăși la fiert. Din coace roșiile se tocănează, ca la tocăniță, nu? Le pregătesc de pus peste ceapă. Și ardei, capia, gras, păi, ceva, gogoșar? Nu m-am adus încă. A, trebuie să aducem, da.
Adică zarzavat, cum s-ar zice. Dacă are cine să aducă. Da, păi eu știu, vedem, dacă nu căutăm pe cineva. Dar văd că merg și portocalii de cojit, da. Portocalii dacă merg așa. Dacă scoate bine, sunt un pic început să moaie, cât de cât să ia de la astea, nu le mai opăr. Deci se despelițează și astea, da? Alea care Rio Grande sunt mai dificile la curățat. Trebuie opărite, dar sunt alte galbeni merg. Ia să caut eu, să văd dacă găsesc un gogoșar și un capia. Pe aici, ia. Așa. Și să văd eu un gogoșar dacă îl găsesc. Ia, este? Sau nu este? Ia, cred că mai iau de aici un capia. Gata, ai găsit? Doamne, n-am găsit gogoșar, dar de tura asta pui doi capia, că nu mă duc până la solar, că eu și eu am și o vârstă. Îi suficient. Da, îi spălăm și pun de ăștia capia, cu și frumos. Perfect. Acum fierbe aici, fierbe, a doua ture, a doua apă. Mai schimbăm o dată și pe asta? Mai schimbăm? Da. Ia că aproape că ajunge la consistența. E să umple, perfect. Da. Să da, trebuie să-i dau cu alifii, nu? Dacă îi dăm cu alifii, nu sunt dreapte chelea? Mai, Doamne. Nu mai văd. Dar de ce, Doamne? Dar drumul la ștergătoare. S-o mai oflat sau nu? Mai are pielea încrețită? Ai dat-o cu gerovital. Așa-i? Un pic. Da, păi asta-i. O dat cu gerovital fasole. Vă dați seama? Gata? Poți să pun? Da. Dai! Dar și n-ai spus că e fierbinte, mă, opărită. Păi, dar și oală fierbinte și-o păstrat în el. Doamne, vai, ca Doamne. Dă drum la apă rece. Vai, leu, m-am prezut la apă. Dar tu n-ai văzut că am pus acolo mânele și silicon. Am scus o rășit. Mi-ai făcut o detură asta. Da, bine. Hai, las că-i zici frăși. Hai râs de mine. Hai, las că n-are nimic. Stau eu cu mâinile acum prăjit. Atunci am râs cu lacrimi de tine, acum am curg lacrimi. A, da, da, faci în curândul la plăți. Doamne, da și... N-am zis că nu s-o... Și iute, unde-i iute? Dar și eu. Tai cu ochii? Pe Facebook, trebuie să iei două bețe de chibrită în gură. Da, să-ți dau două bețe de chibrită. Stai așa, Oleac, stai așa. Cum ai zis, uite, ți-am adus bețe de chibrită. Stai așa, Oleac, stai să probăm, da. Ai zis că trebuie unul ars? Nu sunt pe Facebook, nu știu la ce. Așa. Pune un... Ține-l pe ăsta în gură. Ține-l pe ăsta în gură. Ai zis de dacă... Tai, dă cu azi gura, să văd cum pai o gură. Așa plâng. Ia să văd. Și încă unul care s-i ars. Ar trebui să-l ții cu flacără. Uite, măi, frate, stă cu paile de, cu chibritele în gură ca să taie, ca să taie, ia, 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 stă, hă? Și, ia ce faci? Stă cu paile în gură ca să taie șapa, Doamne, maica, unde ai mai văzut femeie, hă, așa ceva? Bă, dar ești de cum, eu nu știu, de când te-ai făcut pensionat, da. Gata, ți-mai ustru ochii? Nu, nu ți-mai ustru, că deja am da? Curglat. Auzi, să stai cu bățile de chibritele în gură, Doamne, fac crușii. Am scapat cu șapa, gata. Deci am văzut care e varianta, deci un pai de chibrit, un chibrit. Două bețe de chibrit în gură. Da, și nu te mai nu mai plângi. Da, parcă ești antenă parabolică. Punem un pic aici apa la călit, un pic, într-un strop de ulei. Am dat totul la tare, că nu mai am răbdare. Mă nebune mirosurile astea, mâini, e sprăjit, e limba, e friptă, e joacă prin gură. Ai băgat cărniță de acolo, din rafu fierbinte. Da, și nu mai spune că mă faci de rușine, că sunt un pomis și un postișor. Da, și nu mai spune, dar e gură. Asta e copii. De pentru copii, da? Asta e pentru... Da, doar la vârsta ta, doar de acum trebuie să dai mintea copiilor. Nu, n-ai nu, cum e pentru camping, că e ușurică și micuță pentru camping. Aici fasolea, cred că de acum nu mai dăm cu clopotii ăsta, o scurgem apa. E a treia apa asta, da? Da. E, din coace, ia uitați aici. Se călește ceapa și cu ardeiul. Urmează și morcovul.
roșiile o să le punem la urmă, nu? Nu-i pus lingura ca lumea. Doamnă, nu mai faci observații, doamnă, când vedeți că sunteți filmată. Și mai și spuneți aici. A spus morgul într-o parte, trebuia să-l puneți pe mijloc. Aha, te-a stat, ai putut să pui unii drevi? Chiar că și tu te iei de mine, eu nu pot să mai iau de tine? Ce crezi? Hai și cum praf de sare ca să moaie. Să moaie toate cele până. Fără dispoziție. Doamne, dar ce frumos miroase. Da, doamne, am înțeles să trăiți. Aici mă pune la punct. Am mai tuflit și roșiile, ca să fie bine, să nu fie rău. Punem și fasolea asta? Hai să o pui și pe asta, doamne. Ei, pui? Ei. N-o pui? Asta doar ți-am arătat că trebuie. Ce ți-am făcut? Ce ți-am făcut? Aia de iarna trecută zici că faci salată din ea. Da, păi tot am zis că o să fac din fasole dintre astea, o să fac salată, dar următoarea rețetă o să facem cu o salată de fasole dintre astea uriașă. Acum. Amiețat fasolea asta. Când chiuvietă, când pe aragaz, când pe chiuvietă, când în aragaz, când în oală. Am uriașă și sunt la bine. Da, păi am mâncat. Eu am mâncat vreo două linguri de fasole, am mâncat carne de acum. Eu am mâncat fasolea cu șolania. Poți să te duci de acum la struț. Mă duc să văd dacă sunt ouă, dacă da. Se fac berbecuță, oițele. Nu știu, Luc, și fasole aici. Și mai punem și la apă, doamnă? Sau nu mai pun? Și cărnița. Și cărnița trebuie. Mai este carne? Vă, well, eu. Uite, am zis, te-ar ruga frumos să nu mai spui că am mâncat carne de pioasă. Te rog frumos. Și o să punem și carnea? Haideți, doamnă, și cu cărnița, vă rog frumos. Ce să mai pun? Ai mai furat de pe aici? Am luat. O să mănânc pe urmă fasolea, ci? Tot acolo ajunge, în burtică, în stomac. Tot acolo ajunge, așa că nu mă mai certa și nu mai fă observații. Așa. N-aș pune foarte multă apă, că poate că fasolea nu trebuie de mult să mai... Să te flecești? Fierbere ușoară. Un pic de apă să mai cuprind și pe asta așa. E, după cum știți, au fost 6 struți aici, 6 iemu. Domnule, o sărit unul gardul, că s-a alergat, aici parcă erau la zidul morță. L-am expediat, l-am dus la colușa la o femelă. Pe urmă, alți doi pe afară, prin curte, i-am dus și pe șia. Rămăsese 3 aici înăuntru, sunt 2 aici și cu ăla de acolo, ia uitați-l care stă jos în curte. Da. Ei, astăzi au făcut kilometri pe aici, pe lângă gard, Domnule, nu știu, n-am văzut rasă, nații, specii de animale, mai ciudate ca struțe ăștia iem. Voi vedeți, voi face cu ei, să vedeți că acolo i-am dus 2 într-un țar, dar s-o bătușa și acolo de somoare i-am dat șlac, unul de acolo l-am scos afară și îi întătă livada. Haideți că mergem acum așa acolo la livadă, să vedeți că și face nația asta de animale. Ia să vedem noi pe unii. Pe unii găsesc eu acum iemul ăla pe aici, prin toată livada asta, prin 15.000 de metri pătrați. Ia uitați aici prunii, ăsta l-am amenințat în primăvară, că dacă nu faci, nu o făcut. O făcut în fiecare an prunii, dacă deau. Ei, anul ăsta, auză că vreau să-l tai. Cred că este. Nu, dar pe drum pe acolo cred că sunt gâștile. Ia să vedem noi. Să vedem ouă, dacă este ceva sau nu este. Aici la Gigel. Ia să văd eu, dacă este ceva de la Gigel. Gigel, ceva ouă, tată? Nimic? Nimic aici. La Nicușor? Nimic? La Costeluș? Nimic? E posibil așa ceva să nu iau eu? Nu luat aseară, dar astăzi, de-acum înainte faceți? Nu, nu e
Mă, ce faceți voi, mă? Unde e iemul? Unde e iemul? Ia să vedem. Ia uitați-l. Ia uitați-l. Când ia câte o viteză, acum stă jos, ia. Da. Când ia câte o viteză, deci până în vale se duce. 500 de metri. Pe unul vine iară înapoi. Auzi, aia altă femeie, la, bate la tobi. Ce faceți voi, măi? Care-i treaba? Sunteți supărați? Că o plecat un frățior de-a vostru, da? O plecat la Ivești, la Galați, da? O plecat să facă acolo, să facă frățiori, da? Un berbecuț. Un berbecuț azi a plecat la Ivești, la Bucești. Să fie sănătos, să crească mare și să facă mioare. Ce vă trebuie vouă? Apă? Sunteți supărați, așa-i? O scăzut numărul. Da, și vă face, asta e viața. Ia uzi. Ia. Ia uite, ăștia s-au unit aici atât striberbieșii. Ia. Acuș. Trebuie să vină și după voi. Dau tu, domne, gata, nu mai țin nici o oiță, nu mai țin nimic. Ați auzit că vă dau? Și veniți așa aici. V-am adus și păstăi de fasole, ia dacă vă plac. Dar nu cred că vă plac vouă păstăile astea de fasole, că star, nu cred că le ronț aici voi. Ia să de curiozitate. Ia. Ia să vin. Mâncați păstăi de astea? Ia să vin. Opa! Ia uite, domnule. Dă-i să-mi prăștiule. Bă, că le mănâncă. Mănâncă ca pe rodii. Ia uite, domnule. Deci mănâncă păstăi de fasole. Îți buni, mă? Că dacă mâncăm noi oamenii când îți vierb, mă, dar nu le dați pe jos, mă. Nu le dați pe jos. Nu am o fi de o iotă. Ca pe prăjituri le mâncați. Văd că acolo mai aveți lucernă, mai aveți ovăz. Da. E bine. Ia să văd eu la struț. Dacă au apă, mâncare. Voi mâncați păstăi, da? E ruanță-i, Doamne, ferește. Asta care bate la tobi este femeala. Ia auziți-o ea. Ești agresivă? Bine că nu bate masculul. Ești curios ce o să facă până la anul. Da. Îmi pușc o bătută, cred că. Iepurașii. Ce fac iepurașii? Unde-s restul? Tu ce faci, mă? Faci ca porcul? Ești mascul și tu? Hai, vin încoace. Hai, vin încoace. Hai, vin încoace. Unde te duci? Umbli așa fleaura. Iepurașii? Ce faceți voi? Mai aveți apă aici? Opa, hai să nu mai iau apă. Trebuie să le pun apă. Aici, ăștia mai iau. Dar le-o schimb și la ăștia. Coblizanii, ce fac coblizanii? A? Mugurel, care-i treaba? Ești șef tu aici sau te-o întrecut ăștia? Da, l-o întrecut. Ești ăștia la 5 care au un an și
Deci l-am trecut pe muguria. Da, am început să năpârlească, licat pianile, să mai șugulesc, să șupelesc. Da, de aici așa doi masculi la abator, tată. În curând, în curând. Doi masculi care îs obraznici. Da, și bat femeile. Ai să rămâi tu aici, muguriel stăpân, cu trei fete. Costeluș, care-i treaba? Ouă ceva, tată? Am luat asară de la voi. În seara asta nimic. Asta este. Când mai multe, când mai puțini, când e loc. Ce faceți? Poftă bună. Luați cina? Da, toată ziua ce ați făcut? Tu și faci, mă, treci și mănâncă și tu cu el aici. Stai fleaura tu. Sau n-ai făcut numărul de kilometri tu. Opa! Îți bunii, mă, păstăile? Da? Toată lumea? O mâncat? Aha. Da, toată lumea o mâncat. E bun. Ai o rămas câteva acolo, dar să-i mâncați voi și pe alea. Sunt iesătule acum, da. Așa-i? Iesătule? Apă vă trebuie. Hai să vă dau, să vă dau un pic de apă proaspăt. Opa-șa. Hai la apă proaspătă, apă rece, de izvor. Da? Cât am putut de rapidi, dar tot n-am prins-o cum a făcut. De unde e fraga pătrunjelul ăsta? E de la mine sau de la tine? De la mine. A, vedeți că avem, fiecare are grădina lui. Da, da, e grădina cu doi grădinari. Am gustat, să știți că am gustat de aici. Extraordinar de bun iesă. Și înseamnă carnea să fie, cum să spun eu, bună. Făcută de gio, fasolea făcută de rug. Ies o minunăție de fasole cu ciolan. Ciolanul, de fapt, îi se spune în comerț la osul care este de la picior, din față sau din spate, de la porc. Dar noi îi spunem ciolan așa că e oasă. Deci fasole cu oase afumate. Da. Dar tot ciolan e și ăla. Ce mai pui acolo? Unii domnule are secrete și tașe și nu zice nimic, știți? Ca să lasă... Mai fac și eu, frate, și în spate, da, ca să tip chiar tot. Da, că doar nu știu ce, mie îmi pâinea, mie mi-e seria, că doar dacă mare servici și-i pensionat, și doar dacă îi spui de tăte, faci el mâncare, faci de alea, de alea, și tu, eu nu mai găsesc rostul, nu? O, e așa, doamne, nu uite. Da, dragoste-i pus, doamne? Bineînțeles. Asta e clară treaba, deci, ați înțeles, ingredientul special e dragostea. Dacă puneți dragoste, iese cum trebuie. Hai, vă rog frumos, doamnă, eu nu mai arăt de la picior sau de la spinari? Pune-i fasole să fie, că cardea mai mâncat, fasole n-am mâncat. De asta așa bună. Mamă, și acolo. Deci mai nu puteți să vă imagina, mai punem un polonic. Așa că, oricum, trebuie să lași polonicul aici în oală. Așa, vreau și câteva bucățele de piepeni murat, piepeni de anul ăsta. Da. Stai că mi-au aburit aici, aoleu, acum, da. Dar scoatem câteva fieliuțe de piepeni. Eu am pus așa felii. E extraordinar. Nu știu că să cam s-o cam muiat el să. N-ar nimic lasă când pui tu mâna pe el acum se întărește, nu să-i pune problema că e moale, că e tare. A fost deasupra aici și eu tot am băut zeamă și am mai pus apă, da. Înseamnă că tu ai umblat aici, eu am umblat, da, am făcut. Uite cum se desface. N-ar nimic. Miezul. Da. Mai scot? Mai scoate că ăsta o să meargă.
desface miezul de pe coajă. Nu are nimic. Fost copt bine. Da, mai pune o bucată, că să arate bine. Așa că asta se duce, știi cum, de n-ai putut să vezi așa ceva. Da, ia să vedem cum le stă una alături de alta. Doamnă, da, eu vă mulțumesc că v-ați expus intemperiilor astea culinare. Treci da. La masă. Trec la masă, da. Bună. Da, mulțumim pentru atenție, la revedere. Cam asta este rețeta noastră de oase. Noi zicem ciolan. Ciolan cu fasole dintre asta așa bobi. E o delicatese. Dacă vreți și v-a plăcut, încercați. Și nu aveți decât să ne mulțumiți. Mulțumim pentru atenție, la revedere.